Ne lasă să ieși în școală. Salut! Pentru că în mediul online circulă foarte multe articole și foarte multe comentarii cu privire la faptul că s-a schimbat legislația și că nu mai trebuie să acorzi prioritate mijloacelor de transport în comun care ies din stațiile prevăzute cu alveole. Așa că astăzi am venit la sediul OTL, Oradea de Transport Local, da? Cărora le și mulțumesc pe această ocazie că și-au arătat disponibilitatea prezentării acestui vlog și apropierii relației între poliția rutieră, cetățeni și transportul local. Iar eu o să vă explic care sunt prevederile legale în vigoare cu privire la acest aspect. Dacă trebuie sau nu trebuie să mai acordăm prioritate mijloacelor de transport în comun atunci când e din statele prevăzute cu alveolă, da? Că aici era dubiu și pentru a vă pune oarecum și în locul șoferului de autobuz, o să mergem într-o cursă. Înainte de a ne pune în mișcare pe traseu, vreau să vă citesc textul de lege ca să știți exact despre ce vorbesc. Articolul 43 spune așa: conducătorul de vehicul care circulă pe banda situată lângă marginea părții carosabile trebuie să acorde prioritate de trecere, atenție, prioritate de trecere vehiculului care efectuează transport public de persoane numai atunci când conducătorii acestora semnalizează intenția de a reintra în trafic în statele prevăzute cu alveole și s-au asigurat că prin manevra lor nu pun în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Deci, analizând acest text de lege, noi suntem obligați să acordăm prioritate de trecere noi toți, pentru că legea spune că conducătorul de vehicul, indiferent că tu ești conducător de bicicletă, conducător de trotinetă, conducător de coruță sau conducător de ATV, o mașină sau orice alt vehicul, ești obligat în cazul în care ești pe banda de lângă acostament, banda 1, da, cea din dreapta, ești obligat să oprești și să acorzi prioritate de trecere mijloace de transport în comun. Mi s-a pus întrebarea asta, care e mijloacele de transport în comun? Toate mijloacele de transport în comun care sunt pe linie, indiferent că sunt local, județean sau interjudețean, ele au prioritate de trecere în situația în care semnalizează. Sancțiunea prevăzută de legiuitor este cu amendă de 580 de lei în cazul în care nu este accident în circulație, spune articolul 101 alineatul 3, nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere și în cazul în care este cu accident de circulație, sancțiunea este de 870 de lei și pentru ambele fapte se reține permisul de conducere 30 de zile sau 60 de zile în caz de accident. Haideți să mergem pe traseu. Iată că am venit în cursă, suntem cu domnul Doru, domnul șofer de la UTL, mergem pe traseu acum. Cât timp sunteți șofer de autobuz pe curse în oraș, în Oradea? 7 ani de zile am de când sunt șofer pe autobuz. Cât timp stați în trafic într-o zi? Depinde de programele care le avem, în jur de la 8 la 10 ore. Noi știm acum și majoritatea șoferilor știu că sunt obligați să acorde prioritate de trecere autobuzelor, mijloacele de transport în comun, atunci când ies din stațiile de autobuz prevăzute cu alveolă. Da. Se respectă această regulă de circulație? Prea puțin, prea puțin. De multe ori suntem nevoiți ca să forțăm. Forțăm cu bun simț pentru că nu vrem să producem evenimente, dar și avem un timp de respectat și noi. Avem un grafic, vă dați seama, dacă acei oameni nu ne lasă să ne punem și noi măcar în mișcare, avem 10-20 de stații, la fiecare stație să stai până când îți acordă unul o prioritate, e destul de greu ca să mai scoți timpii prevăzuți de grafic. Bun, plus că este un lucru neplăcut și pentru călătorii asta, pentru că călătorul știe că la ora 7 și 3 minute este autobuz în stație, dar autobuzul întârzie 5 minute, 10 minute, pentru că la stațiile anterioare a trebuit să aștepte să-i se dea prioritate de trecere. Da, da, din păcate așa este. Bun, haideți ca să vedem acum cu ce probleme ne întâlnim efectiv, concret, da, că noi suntem în mers acum, să vedem o stație de autobuz, dacă ne acordă oamenii prioritate, dacă ne acordă șoferii prioritate.
uitați, așa arată o stație cu alveolă, da, care iese de pe banda 1 și are aici acest marcaj, această bordură, indicatorul care arată faptul că ești într-o stație cu alveol. Doar când iese din aceste stații, autobuzul are prioritate. Când stația este pe banda 1, efectiv el se poate pune mișcare în față și atunci trebuie doar să reduceți viteza și să aveți grijă să nu faceți o depășire neregulamentară, pentru că există riscul ca pietonii să traverseze prin fața autobuzului. Dar chiar, domnul Doru, aveți pietoni din ăștia care traversează prin fața autobuzului după ce coboară? Sau care... Da. Da, sunt de multe ori cazuri, dar eu când îi văd, îi atenționez, mă uit în oglindă și claxonez sau ceva, le fac un semn că stai puțin că nu poți să treci sau ceva de genul. Mai e și stația în care pietonii, și asta o spun din experiență, văd că ajunge autobuzul în stație și încep să fugă pe toate direcțiile să nu scape autobuzul. Da, este și asta, fuge de dincolo strada după autobuz, teoretic și practic. Și atunci ai poate lovi o mașină care vine din contrasens. De-aia trebuie să fie atenți și să nu mai fugiți după autobuz, că aveți timp decât să ajungeți la spital cu ambulanță, mai bine ajungeți acasă cu următor autobuz. Iar suntem într-o stație cu alveolul, haideți să vedem dacă ne dau prioritate șoferii. Deci a semnalizat domnul Doru și vine această mașină, nu se oprește, bineînțeles că nu-i dă prioritate. Și acum avem timp și ne băgăm, nu? Mă gândesc că ne punem în mișcare. Deci iată încă un șofer care trebuia să rămână fără permis de conducere pentru că nu a acordat prioritate de trecere autobuzului în momentul în care s-a pus în mișcare din stația cu alveol. Pentru că aici am avut o singură bandă, dacă era pe banda 2 putea să meargă. Dar dacă ești pe banda 1 ești obligat să oprești și să acorzi prioritate de trecere autobuzului atunci când acesta a semnalizat intenția de a se pune în trafic. Și bineînțeles că are și șoferul de autobuz obligația să se asigure că poate să facă această manevră în condiții de siguranță. Intrăm iar în stație cu alveolă. Avem un biciclist care vine neregulamentar, dar asta e treaba, n-am procese verbale la mine acum. Acum suntem și două autobuze în stație. Două autobuze. Și când semnalizează domnul Doru, uite, semnalizat domnul Doru, nu s-a oprit o mașină, acum avem loc, uite, încă o mașină azi, se oprește. Semnalizează și celălalt. Se lasă, ne-a lăsat. Uite, luam un permis și unul nu, a fost om de bună credință. Încă o stație clasică, cu alveolă. Suntem pe centura Oradea, aici este și traficul mai aglomerat și te gândim dacă cei de pe banda 1 ne acordă prioritate de trecere atunci când ne punem în mișcare. 1, nu ne-a acordat prioritate. Ia să vedem, cine mai vine? Se oprește cineva. 2, 3, ne-a lăsat? Uite, ne-a lăsat. Iată că încă un șofer de bună credință ne-a lăsat să ieșim. Ceilalți ar fi trebuit sancționați. Dar norocul lor este că sunt în timpul liber, n-am la mine procese verbale, camera mea nu este radar, nu este omologată, nu este verificată meteorologic. Noi facem această campanie cu scop preventiv și încercăm să vă arătăm cât de utilă este respectarea acestei reguli de circulație. Haideți să vedem și în stația asta cât ne acordă prioritate de trecere după ce semnalizează domnul Doru. Avem, ia să vedem cât se opresc. Unul a schimbat banda. Se oprește, ne lasă? Da. Ne-a lăsat, bun. Perfect. Iată, domnule, că uite, sunt șoferi, dar e profesionist. Haideți să vedem. Când se analizează domnul Doru, să așteptăm un pic să vedem cât se opresc efectiv. Închidem ușile. Și semnalizăm, 1 nu s-a oprit cu școala, 2 nu s-a oprit, hai să așteptăm să vedem cât se opresc, până ne lasă cineva. Când ne lasă ne punem în mișcare. Ia să vedem, vine școala, ne lasă să ieșim școala. Ne
Ne lasă? Da. Ne-a lăsat școala. Uite, domnule, că școala învață regulile de circulație corect. Analizează domnul Doru și să vedem, oprește cineva. Școala, oprește. Vine școala, opri da. Școala. Băi, ce instructori auto, băi, așa îmi place, așa îmi place. Următorul vlog va fi cu instructori auto, să le mulțumim și să-i felicităm pe această ocazie, că iată, învață elevii să acorde prioritate de trecere. Avem semnalizare răpusă, 1, 2, și al treilea ne lasă? Da. Ne lasă al treilea, merge. Al patrulea îl depășește și pe el. Da, uite al patrulea, frumos, regulamentar, ne-a depășit. Deci iată că doi nu ne-au dat prioritate și unul ne-a dat. Haideți să vă arăt și centrul orașului, Oradea, dacă toți suntem acum aici, trebuie neapărat să vă prezint și orașul. Chiar suntem în zona centrală, în piața Unirii și o să profit de această ocazie. Între timp vreau să vă rog să scrieți în comentarii. Dacă ați circulat vreodată cu autobuzul fără să aveți bilet, haideți, eu o recunosc, am spus, am circulat în studenție, eram și la Academia de Poliție, dar nu spuneam la nimeni că, nu, ne era rușine să ce găsesc la Academia de Poliție, dar eram student și ca orice alt student, bineînțeles că banii nu le scoteau afară din pavilion, cum aș spune așa. Asta este centrul Oradei. Dacă vă place, puteți veni să vizitați aici Oradea. Semnalizăm. Unul nu ne-a dat prioritate. Ia să vedem câți mai vin. Până se oprește cineva. Ne-a dat. Ne-a lăsat? Da. E bun. 1 la 1. Și aici. Haideți să vedem și aici. Semnalizează. Unul nu ne-a dat. 2 nu ne-a dat prioritate. 3 nu ne-a dat prioritate. 4. Deja trebuie să ne punem în mișcare. Iată că deja acum 4 șoferi care nu ne-au dat prioritate și dacă am putea zice că primul, domnule, a fost oarecum surprins de semnalizare, al doilea, al treilea și al patrulea n-au nicio scuză. Ăsta a fost traseul pe care l-am făcut cu domnul Doru. Am oprit undeva la vreo 20 de stații, dintre care vreo 10, după calculele mele, au fost cu alveolă și tot după calculele mele aproximative trebuia să rețin undeva la vreo 10-15 permise șoferilor care nu au acordat prioritate de trecere autobuzelor care s-au pus în mișcare din stația cu alveolă. Spre surprinderea mea, au fost foarte mulți care au și respectat această regulă de circulație, ceea ce mă încântă, dar vreau să insist, să închei cu faptul că nu s-a schimbat legislația în această materie. În continuare, suntem obligați cu toții să acordăm prioritate de trecere autobuzelor care se pun în mișcare din stațiile cu alveole. Doar cei care sunt pe prima bandă, pe banda 1. Cei de pe banda 2, doar să circulați cu atenție, astfel încât să nu accidentați un pieton sau să nu creați un pericol. Până data viitoare! Fiți de bună credință!